sigur, și trebuie aplaudat pentru asta. Încercă să-i atragă spectatori și, de ce nu, și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, pe un program foarte interesant. Pentru că vom vedea multe lupte interesante. Fie luptători mai tineri, fie alții pe care deja sunt convins că-i știți. Și tot din transmisiunile DigiSport. Începem cu meja 65 de kilograme. Bogdan Floristea! Bogdan Floristean este primul care intră. Este din Suceava și se spune The Bomb. Antrenat de Ovidiu Mironescu la sala ce îi poartă numele, Bogdan Floristean a trecut de emoțiile debutului pentru că are deja un meci câștigat. Iată-l, intrând în arenă, încercând să-și netezească palmaresul, să-l îmbunătățească, evident. Nu-i va fi simplu. Nimeni nu face cadouri aici. Bogdan Floristean, așadar, bomba din Suceava. And now, ladies and gentlemen, introducing his opponent to the red corner, Valentin Mavrodin! Valentin Mavrodin este un luptător mai tânăr, dar cu mai multe meciuri în ring. Tânărul samurai, așa îi se spune. Și să nu vă mirați că găsiți samurai și prin Brăila, pentru că de acolo vine, de la Doru Tim Brăila, trăiat de Doru Beșleagă, 17 ani pentru Mavrodin, mai înalt decât adversarul său, cu 3 victorii și dintre care 2 prin knockout. Hai să vedem palmaresul pentru ambii. One victory and no defeats. He is known as the Bomb. Floristean, așadar, cu mănuși albastre, bomba. And his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 17 years old and stands 175. Nu trebuie să mergem până în Japonia pentru a găsi niște samurai, fie la Ploiești, la această gală, fie dacă cumva vă e mai ușor, la Brăila. 3 victorii, nicio înfrângere, un meci între doi băieți care n-au făcut decât să cunoască gustul dulce al victoriei în ring la kickboxingul profesionist. Prima rundă. Numai când ne uităm așa la prima rundă, ne vedem că ne așteaptă o bătălie extraordinară. O rundă mai interesantă ca oricând. Start în câteva momente, se explică principalele reguli. Spun principalele pentru că sunt convins cei doi au fost deja prelucrați. Start în Floristean versus Mavrodin. Cu mai mult galben pe șort este luptătorul din colțul albastru, Floristean. Bine blocat acolo Mavrodin. Bună și stânga aceea care intră prin garda adversarului. Se aștepta parcă la acea lovitură de picior Mavrodin. S-a blocat perfect la... Și iată, lovind cu piciorul, lovitură joasă. Stă bine în gardă. Și acum dreapta pleacă imediat după ce stânga adversarului și-a terminat cursa. Frumoase schimburile astea din început, doi băieți care ne arată că știu foarte multe, chiar dacă sunt la început. Bine, pasul înapoi Mavrodin acolo, Floristean e mai activ, dacă vreți, mai multă mișcare, dreaptă destul de bună pentru Mavrodin, uppercut de dreapta Floristean. Pune forță pe seria asta de 3 lovituri Floristean. Chiar dacă dăm blocaj, dreaptă din nou Mavrodin, care ocupă centrul ringului. Uppercutul nu intră, dar croșeul de dreapta da. Mai merge o dreaptă după acea săritură. Mavrodin lucrează la corp, lovitură prin întoarcere cu călcâiul, foarte periculoasă spre ficat, dar acolo Floristean s-a blocat bine.
frumoasă și scăderea asta de nivel pe eschivă. Deși la început de drum vedem doi băieți destul de tehnici. Iată, 1, 2, 3 și apoi lovitură de picior la semi-înălțime și lovitură de picior de întâmpinare. Floriștean dreaptă exact pe capul adversarului, croșeul. Bună seria asta prin care cred că a prins încredere bomba din Suceava. Samu Iuraiul caută și el punctele slabe ale adversarului. Încleștări extraordinare, cu multe lovituri, într-un interval scurt de timp. Doi băieți tehnici care știu să lovească din aproape orice poziție. Bună, dreaptă, după pas înapoi, vine cu două lovituri și cu a treia dreapta, care intră prin garda lui Mavrodin acolo. Încă o stângă bună Mavrodin pe întâmpinare, uppercut de stânga, e rândul lui Floriștean să atace. Sunt momente în care combinațiile lui Floriștean par a pune într-o ușoară dificultate pe Mavrodin, care încearcă să termine cu o dreaptă din săritură după o lovitură de genunchi ratată. Momentele de odihnă, dar și de sfaturi pe care le primesc cei doi. Asta dacă nu sunt furați cumva de răpitoarea repriză secundă. Suntem în Ploiești, prima ediție Prometeus a fost la Cluj-Napoca. Au fost 10 partide și atunci, cum sunt și programate și acum, una mai frumoasă ca alta. Mergem mai departe, cei doi trec repede la treabă în repriza a doua. Floriștean încearcă aceleași combinații, bine împachetat acolo, cu o gardă sigură, cu lovituri de picioare bune de întâmpinare. Așteaptă Mavrodin, cel cu mănuși roșii, ca punct de reper. Iată, pasă înapoi ca să evite croșeul de stânga al adversarului. Ambii sunt deja familiarizați cu distanța de luptă, par a se cunoaște bine pentru că au trecut peste perioada de studiu de început și încă din prima repriză au dat drumul la lovituri fără amenajamente. Frumoasă deplasare și pentru Floriștean, să vedem care va lovi mai clar în această repriză. Mavrodin așteaptă cu loviturile, dar bună, dreapta asta din săritură și lovitură de picior înaltă, Floriștean. E rândul lui Mavrodin, un 2 destul de violent acolo. Sigur, pare în gardă Floriștean, dar genunchiul ăsta și dreapta vin destul de bine. Nu mai atins, pare a face semn Bogdan Floriștean. Atenți în gardă ambii. Vă reamintesc, este o luptă la 65 de kilograme, o categorie în care avem mai mulți luptători importanți. Îmi amintesc că la Prometeus din Cluj a fost un Cardoș versus Crăciunică în main event, dar și alte meciuri interesante cu Maxim și Popa față în față. Sunt și unii pe care îi vom vedea și aici.
Un pic riscant ceea ce face acolo Floriștean. Pe ultimele secunde ale unei reprize echilibrate. Iată, dreapta care intră destul de bine, în ciuda pasului înapoi făcut de Floriștean, cel cu mănuși albastre, și pe această încercare de a lovi, auzim gongul final de repriză secundă. Ultima repriză, destul de echilibrat meciul. E aici arbitrii trebuie să fie atenți. Uite chiar din startul acestei gale, pentru că ambii au lovit mult, au avut perioade în care au fost mai clari pe rând în ring. E aici important și ce le place mai mult arbitrilor, pentru că o diferență foarte mare până acum nu prea poți să faci la ce a fost în ring. Start în repriza a treia. Nu se ferește decât acum Avrodin aceste lovituri joase ale lui Floriștean. Bună stângă, se repede Avrodin cu genunchiul acolo și trage un pic adversarul. Arbitrul la un pas de a interveni. Vin bună a loviturilor pentru ambii, dar sunt multe, foarte multe în blocaje. Nici nu știi la un moment dat cât a lovit celălalt mai clar. Oh, bună stânga asta! Mai deschis un pic Mavrodin aici. Încă o stângă din scurt aruncată de Floriștean. Suficevanul încearcă să profite de o eventuală precipitare a adversarului, care uneori așteaptă prea mult acolo în centrul ringului. Avrodin, bună stânga după o lovitură de picior înaltă. Stau cam mult unul în fața celorlalți, fără să lovească ambii. Se aud sfaturile dinspre colți. Oh, ce lovitură aici, ambii au încercat să lovească foarte tare. Și iată, schimbul s-a pornit între doi băieți care știu ce au de făcut în ring. Dreaptă pentru Mavrodin. Da, combinație de lovituri de trei cu brațele și apoi lovitură joasă de picior, Mavrodin, care apoi intră în blocaj pentru că știe că va urma rândul adversarului la lovitură. Bună lovitura asta înaltă de picior, care și-a atins ținta. Mavrodin face ușor pasul înapoi de acolo. S-a văzut încercarea lui Floriștean. Ultimele secunde ale unui meci foarte, foarte dur, în care cei doi s-au lovit destul de mult. Au stat la luptă, în general, poate doar o perioadă în repriza a treia la început, în care au dansat unul în fața celuilalt, dar în rest a fost un schimb dur de replici. Mai mereu pe ultima repriză, loviturile la înaltă de picior a lui Mavrodin și atins sita. Ce serie aici pentru ambii. Cine oare va ieși în câștig? Cine va da o lovitură în plus? Mavrodin termină pe jos, dar nu din cauza unei lovituri. Floriștean este convins că el va fi preferat de arbitri. A fost parcă un pic mai activ, dar nu cât să convingă atât de mult. Să vedem decizia. Meci frumos oricum. Sunt doi băieți care nu prea au ce căuta în primul meci al galei, într-un fight card de 10 întâlniri. Sunt convins că vom vedea și alte întâlniri mai slabe decât asta,
Începutul este unul foarte bun. Prometeus, iată, a găsit doi băieți care s-au bătut bine. E, și acum decizia. Fiecare își caută suporterii, susținătorii, pentru a fi aplaudat mai tare. Ambii sunt convinși că vor obține victoria. Nu m-ar mira un draw, o egalitate. And now, ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards. Your winner, 2-0. Fighting out of the blue corner. Câștigă Bomba din Suceava. Doi arbitri l-au preferat. Unul a dat egalitate. Bogdan Floriștean câștigă în primul meci al acestei gale. Noi facem o scurtă pauză pentru publicitate.